Începe altfel decât bună ziua, bine ați venit. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Prezența dumneavoastră susține și întărește buna comunicare pe care o avem cu asigurații noștri. Continuăm demersurile noastre cu succes de a îmbunătăți sistemul de sănătate. Și concretizăm, iată astăzi, avem alături de noi 5 noi furnizori de servicii medicale de calitate. Și subliniez calitate, pentru că este o regulă obligatorie. Aș vrea să valorificăm timpul avut la dispoziție într-un mod corect și o să-i rog pe noi parteneri să ne spună fiecare câteva cuvinte despre el, dar nu înainte de a mulțumi colegei mele, director relații contractuale Mirela Zeman, medicului șef al județului Caraș Severin Laurențiu Mărțuică și întreg aparatului propriu, care este important în egală măsură. Nu vreau să stabilesc eu ordinea, dar este firesc să începem cu o doamnă, ca să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație! Numele meu este Gabriela Andreea Doriana, sunt medic specialist de medicină internă. Pot să vă povestesc câte ceva din viața personală, în sensul că anul trecut am revenit în Reșița împreună cu întreaga familie, eu fiind reșițeancă, și am zis să pun bazele unui cabinet de medicină de familie în contract cu casa, ceea ce este foarte important, deoarece îmi doresc să aduc aport la bunăstarea concetățenilor mei. Cabinetul se află în vechea policlinică, așa cum știu reșițenii, policlinica vis-a-vis de staționarul 2, etajul 2, camerele 214-215. Oferim consultații legate de medicina internă, ce presupune evaluarea pacientului, încadrarea în diagnostic și tratamentul aferent, dar nu numai, consiliere în ceea ce privește prevenția patologiilor cardiovasculare, metabolice. Pe lângă aceste servicii, cabinetul este dotat cu aparatură de ultimă generație, în sensul că putem efectua pacienților noștri EKG, ecografie abdominală, holter tensiune, holter EKG, măsurarea tensiunii, măsurarea saturației oxigenării în sânge, sper eu pe viitor spirometrie și probă de efort. Vă aștept cu drag! Mulțumim! În numele asiguraților noștri, mulțumim pentru că ați venit alături de noi, mulțumim pentru că ați intrat într-o relație contractuală cu Casa de Asigurări a județului Caraș Severin și insist pe acest cuvânt, calitate. Rugămintea mea este să deschideți larg ușa cabinetului pentru asiguraților noștri și să oferiți servicii de calitate. Aveți tot sprijinul nostru, este valabil pentru toți noi noștri parteneri și viitorii parteneri, pentru că suntem în discuții și cu alți furnizori de servicii medicale. Ca întotdeauna, Casa de Asigurări de Sănătate este un partener corect al partenerilor noștri. Vă rog, în continuare, cum doriți. Bună ziua, mă bucur să vă revăd pe toți. Eu reprezint Clinica Sfântul Alexandru din incinta Spitalului Județean de Urgență Reșița, cu care avem o colaborare frumoasă. Oferim servicii de investigații de rezonanță magnetică de înaltă calitate, cu un aparat de ultimă generație și cu echipă de medici din toată țara extraordinar de pregătită. Mă bucur enorm că împreună cu colaborarea prietenească din partea Casei de Asigurări de Sănătate Caraș Severin, în sfârșit reușim să oferim pacienților și cetățenilor Reșiței servicii medicale de calitate. Vă așteptăm cu drag și vă mulțumesc!
Da, un termen nou, colaborare prietenească. Susținem și prietenia între parteneri, dacă este cazul, și serviciile sunt așa cum le solicităm noi, în mod cât se poate de exigent și fără a face rabat la calitate. Mă rog, haideți. Și la Berliște e important să faci cunoști. Dar asta e nouă venită la noi în județ. Eu sunt din Hunedoara. Am terminat rezidențiatul la Timișoara. Pe medicină de familie sunt medic specialist și voi vota în cadrul dispensarului din comuna Berliște. Emoționată, ne-am bucurat foarte mult când doamna doctor a ales comuna Berliște, pentru că este o comună unde de câțiva ani buni nu mai avem medic de familie, acesta plecând să lucreze într-un alt domeniu. Și ne-am bucurat, întotdeauna ne bucurăm din devenirea medicilor pe toate specialitățile, dar în mod deosebit pe medicină de familie în localitățile unde nu am putut să oferim servicii cât mai aproape de asigurat. Administrația, aș face o scurtă completare dacă îmi permiteți, administrația locală din Berliște este un bun exemplu, nu este singurul, a pus la dispoziție medicului de familie un cabinet, așa cum spune și legea și așa cum cer și rigorile anului 2024. Bună ziua și bine v-am regăsit. Numele meu este Armojan Ovidiu Valentin și reprezint cu mândrie Clinica Medima Reșița, a 17-a clinică dintr-o rețea momentan de 21 de clinici întinse pe toată suprafața țării. Serviciile care le oferim pacienților, și aici precizez că pacientul este centrul activității noastre, pacientul care trebuie să beneficieze de toate serviciile de excelență în imagistica medicală, că despre asta este vorba la Clinica Medima, excelență în serviciile de imagistică, reprezentând investigații de tip IRM, investigații de rezonanță magnetică și computer tomografie, cu toate tipurile de investigații disponibile pe astfel de aparate. Menționez că aparatele sunt producție 2024, dotate cu inteligență artificială, asta scade disconfortul pacienților care se află în timpul investigațiilor, reducând până la jumătate timpii de staționare, cât și nivelul de radiere la computer tomograf. De asemenea, mizăm pe rezultate rapide în 24 de ore, oferite de o excelentă echipă de peste 100 de medici la nivel național, condusă cu profesionalii de profesorul dr. Iana, directorul medical al rețelei de clinici Medima. În același timp doresc să apreciez și să mulțumesc în același timp conducerii Casei Județene de Asigurări de Sănătate Cara Severin, în special domnului președinte Popovici Ionuț, pentru viteza, modul profesionist în care s-a ocupat pentru intrarea în contract cu casa și la clinicii Medima Reșița, pentru că, așa cum am spus, pacientul este principalul element pe care noi ne concentrăm să-i oferim întreaga rețea de servicii din toată țara, pentru că aici vreau să punctez, în cadrul rețelei noi avem și posibilitatea de a programa din Clinica Medima Reșița și pentru investigații superioare de PET-CT. Mulțumesc, dacă sunt întrebări după conferință, vă stau la dispoziție. Vă mulțumim pentru apreciere, însă să știți că noi doar ne facem datoria. Și nu în ultimul rând. Bună ziua, vă mulțumesc pentru această invitație. Numele meu este Suru Adriana Claudia, sunt medic specialist în psihiatrie. Momentan îmi aștept pacienții în policlinică aici, vis-a-vis de staționarul 2, la etajul 3, la camera 308. Pot să spun că mi-am dorit dinainte de terminarea rezidențiatului să mă întorc în Reșița, eu din Reșița sunt de loc, aici sunt și părinții mei. Am început prin a face o frumoasă colaborare cu Spitalul Județean pe linia de gărzi, unde în continuare aștept pacienții și pe partea de urgență cum ar veni, dar mi-am dorit să pot să-i văd și într-un mai calm, mai liniștit, cum este cabinetul,
Și pentru asta mă bucur foarte mult că am reușit să închei un contract cu Casa de Asigurări, pentru că așa au și ei avantaje, desigur și eu am avantaje, dar condițiile sunt foarte ok în policlinică, unde o să-i pot vedea în liniște, cu empatie și să nu mai existe presiunea asta că vine la psihiatru și că ceva nu este bine. Și am observat că reșitenii sunt tot mai deschiși și că sunt nerăbdători să-și rezolve anumite probleme de sănătate mentală. Vă mulțumesc! Aș mai face un scurt comentariu. Efectiv, mă simt împlinit profesional atunci când văd că tineri reșițeni, iată, medici, se întorc înapoi acasă. Vă rog să transmiteți acest mesaj. Voi susține cu toată puterea mea și cu toată experiența mea acești tineri grozavi care, iată, au ales, n-au uitat de unde au plecat și au ales să vină acasă și să vină în sprijinul sistemului de sănătate al județului Caraș-Severin, care are nevoie realmente de sprijin. Vă mulțumesc! Dacă aveți și alt fel de întrebări? O întrebare referitoare la aparatul de mine de la Spitalul Județean. Au tot fost controverse că pacienții n-au acces sau acces. Care e situația exact? Cine are acces la acces la investigație acolo? Cine, dacă se face în contact cu casa? Care e? Toți pacienții spitalului au prioritate și acces la investigațiile mele de acolo. Nu există nicio impedimare a serviciilor. Totul funcționează exact cum ar trebui să funcționeze pentru pacienții orașului. Cel mai recent conflict dintre primărie și prefectură legat de autorizația pentru spital, cum comentează? Construirea noului spital. Județul viitorului spital. Construirea unui nou spital. Deci, rugămintea noastră este să nu aducem în instituția aceasta nimic ce nu ține de instituția aceasta. Puteți să discutați. Haideți să discutăm că aici chiar avem lucruri foarte, foarte importante. În ce scuze că am intervenit? Totuși, din respect pentru presă, deși nu este o întrebare care ține de activitatea noastră sau de obiectul acestei conferințe de presă, o să vă ofer un răspuns totuși. Cuvântul ilegal apare tot mai frecvent în ultima perioadă, în aceeași propoziție în care apare și numele primarului municipiului Reșița, Ioan Pop. Această incapacitate de a face, incapacitatea administrativă de a face lucrurile legal, văd că se dorește a fi transferată pe umerii instituției prefectului sau pe umerii prefectului, ceea ce nu este corect. Pentru că atâta timp cât o instituție de specialitate și în cazul nostru Inspectoratul de Stat în Construcții spune că este ceva ilegal, sesizează instituția prefectului, care nu se poate comporta altfel, având o singură pârghie la îndemână, să acționeze în instanță. Acest comentariu public pe care administrația locală îl generează cu anumită efervescență și ba mai mult îl promovează, este o lipsă de respect față de instituțiile statului român. În cazul nostru, ISC, prefectură, instituția prefectului și prefectului în consecință și ce este mai grav, justiție, pentru că această dispută s-a mutat în instanță. Dacă ne antepronunțăm înaintea justiției, avem o mare problemă. Încerc să fiu cât se poate de reținut și de legat, ca și fi puțin subiectiv, știți. În ceea ce privește Spitalul Județean, viitorul președinte al Consiliului Județean, și în urma unor discuții pe care le-am avut cu dumnealui, ați văzut că unul dintre obiectivele principale este sănătatea și, mai cu seamă,
un spital județean nou, dar totuși haideți să facem lucrurile așa cum trebuie făcute, nu pe lângă lege. Sunt convins că se vor găsi soluții, la fel cum iată s-a găsit o soluție și pentru domeniul schiabil, și pentru arieratele de la Spitalul Județean și pentru multe altele. Sunt convins că se va găsi o soluție. Este necesar și toată lumea își dorește un spital județean nou, dar trebuie să păstrăm proporțiile. Nu vreau să dezvolt mai mult, însă promit că într-o altă locație o să fac o conferință de presă și o să vorbesc puțin mai larg pe acest subiect. Mă aștept ce la medicina de familie, pentru că știm că e o povară pentru județul care se vede, că sunt foarte multe localități în mediul rural fără medici de familie. Iată, acum a venit la Berdiște un medic tânăr. Aș vrea să știu dacă mai faceți demersuri ca președinte al casei împreună cu echipa pentru atragerea tinerilor medici în mediul rural și care sunt localitățile care nu au medic de familie, având în vedere că Berdiște acum are. Da. Câte mai sunt la număr? Cred că 17. Deci, printre altele, zilnic identificăm sau încercăm să identificăm soluții pentru, inclusiv pentru această problemă, care într-adevăr există. Media de vârstă a medicilor de familie este destul de înaintată, mulți se pregătesc să iasă la pensie și nu vrem să avem timp morți în OAT-urile respective unde este cazul. Suntem în dialog permanent cu rezidențiatul de la Timișoara, cu colegii noștri de la Timișoara, ca să ne sprijine și cred că ne și iese această treabă. Vedeți că în ultima perioadă și, repet, vor mai fi furnizori noi în următoarea perioadă, lucrurile se concretizează. Centrul medical de permanență de la Buzovici e închis din nou de ceva vreme. Primarul de acolo încearcă să caute soluții. Cum vedeți dumneavoastră din unghiul casei problema? Pentru că din nou cei din Valea Almăjului, pentru care și dumneavoastră ați luptat cu tărie, da, ca acel centru să rămână deschis, sau de suferit. Este suspendată deocamdată, da, activitatea. Am susținut, la un moment dat, dacă a fost cazul, s-a desființat vechiul centru, s-a înființat un centru nou. Însă aș vrea să înțelegeți că noi suntem practic finanțatorii. Dar chiar și așa n-aș putea spune că ne-am depășit atribuțiile, însă am fost prezenți atunci când a fost nevoie și vom fi în continuare pentru ca acest centru să funcționeze în continuare. Ne batem pentru fiecare medic, pentru fiecare serviciu de calitate pe care trebuie să-l aibă la îndemână asiguratul nostru. Fie că e din zona urbană, fie că e din zona rurală. În egală măsură sunt importante. Până la urmă, câte comune din Calea Severin nu au medic de familie? 17. Și ce va comune? Este pe lista medicilor din comunele alături. Pe jos, cu căruță, cu tractorul, cu ce? Acum, așa cum Berdiște nu este o comună la drumul mare, cum se spune în Banat, dar domnul primar a avut grijă să ofere condiții așa cum ar trebui să existe peste tot și iată că s-a găsit o soluție. Chiar dacă drumul este prost până la Berdiște și poate fi confirmat acest lucru, se găsesc soluții până la urmă. Doamna doctor de la Berdiște are buletin de Berdiște sau face la Berdiște? Încă nu am, dar urmează. Vă faceți ca toamna Bobocin. Ai vine un zootehnist? Sunteți de admirat, doamne. V-ați dus la vorba aia, la capătul lumii. Înainte în vreme, era o bucurie să ajung la Berdiște, să treci cu șia. În cele 17 comune unde nu există medici de familie, sunt condiții? Adică există dispensare, reabilitate, nu există? Care ar fi motivele pentru care totuși nu se reușește atragerea aici? Motivele nu țin numai de prezența sau absența unui dispensar modernizat. Motivele țin de numărul de populație din unele comune, de numărul de asigurați, procent din
populația existentă în acea comună, iar medicii de familie când vin să-și facă un cabinet, mulți dintre dânsii au trecut prin cabinete de medicină de familie în timpul rezidențiatului și au văzut cum se construiește bugetul unui cabinet, pentru că dânsii nu au un salariu. Dânsii trebuie să obțină un buget al cabinetului din care își vor plăti asistent, își vor plăti cheltuielile de cabinet și partea lor de venit din care vor supraviețui. Dacă mergi în anumite localități unde mai ai 250 de suflete, dintre care nu toate sunt asigurate, reprezintă asigurați, un cabinet de medicină familie nu poate supraviețui. Dar, așa cum observați, doamna Chiru, este o situație destul de complicată pentru unele localități, însă în altele deja medici din localitățile învecinate și-au făcut punct de lucru și vin o zi, două pe săptămână în acele localități. Sunt situații în care medicii de familie nu și-au făcut punct de lucru, dar se folosesc de orele de consultații la domiciliu pentru a merge în acele teritorii având persoane în vârstă cu diferite dizabilități și le consultă în localitățile respective. Situația se complică, spre exemplu, când vine la rețeta lunară. Trebuie omul să-și găsească un mijloc de transport. Nu toți au. Am rugat medicii de familie să explice omului avantajele prescrierii la 90 de zile pentru rețeta de cronic. Este un foarte mare avantaj în ziua de astăzi. În ziua de astăzi, specialistul poate să prescrie la 90 de zile. Până acum, un an, doi, doar medicul de familie putea să prescrie la 90 de zile. Acum și specialistul. Trebuie folosite aceste mecanisme care, așa cum am spus, sistemul de sănătate nu este un sistem perfect. Cine intră astăzi în sistem îi vede o grămadă de defecte, dar luați ușor în comparație cu ce mulți nu l-au prins acum 20 de ani sau acum 25 de ani. Dacă îl priviți acum 25 de ani, o să vedeți și atunci plusurile și minusurile. De ce spun plusuri? Existau plusuri și atunci. Dumneavoastră, ca medici tineri, ați fost învățați foarte mult să vă aplicați în consultația dumneavoastră asupra ghidului. Să tratați pacientul respectând ghidul. Eu v-aș ruga frumos să începeți să restudiați și să regândiți să tratați pacientul, nu boala. Este un concept în care generația mea a fost educat. Pe vremea mea, profesorul, un mare profesor, îmi spunea dacă vreodată a făcut că tratezi boala și nu pacientul, eu mă ridic din mos și iau libera practică. Și să știți că în comisia de specialitate din Ministerul Sănătății se pune problema să se reîntoarcă medicul la vechea paradigmă, să se afece mai mult asupra pacientului decât asupra bolii. Repuneți, explicați pacienților drepturile și obligațiile. Nu și le cunosc. Veți avea diferite discuții și uneori chiar mici conflicte prin faptul că pacientul spune că este dreptul lui o chestiune care intră de fapt la obligație. Puneți accent pe prevenție. Veți spune, da, dar nu mai am timp să fac rețete, nu mai am timp să fac consultații, când să mai fac și prevenție. Faceți un management al consultațiilor de așa natură încât încet încet să porniți prevenția. Va fi cea care vă va și avantaja financiar în viitor. Credeți-mă că este unul din mecanismele de plată pe performanță, numărul de consultații de prevenție acordate din total pacienți aflați pe listă dumneavoastră. Nu ați pus accentul pe prevenție în perioada de rezidențiat, ați făcut, a stocat consultații și a stocat tot ceea ce a intrat pe ușe, într-un sens frumos spus, nu într-un sens măcilăresc. Dar acum dumneavoastră începeți să gândiți
dacă vreți să fie bine, împreună cu sistemul, pentru că sunteți parte a sistemului. Vă doresc tot binele. Nu mi asum că sunt un prieten al dumneavoastră, dar întotdeauna voi fi un partener echilibrat și vă voi asculta oricând, nu voi pune niciodată o reclamație în sensul de a tăia, ci o discutăm pentru a îndrepta lucrurile în viitor. Vă doresc numai bine pentru orice nelămurire pe care o aveți privind prescriere, privind orice ține de legislație, sunați, numărul meu este liber, zi și aproape noapte, decât să încercăm să reparăm o greșeală și uneori imposibil să mai reparăm acea greșeală, mai bine întrebați înainte. Mult succes! Da. Mai avem listă de așteptare la dispozitivele 5. Mai este listă de așteptare la dispozitivele medicale, da? Care dispozitivele medicale? Chestiile astea cu sarcini de colostomie și... A fost vreodată listă de așteptare? Erau și pentru, nu știu, dispozitivele astea de protezele... aparate auditive, orteze... Există în orice sistem de sănătate, indiferent cât este de dezvoltată. V-am întrebat dacă există. Dacă îmi permiteți, răspunsul dumneavoastră este ca o scoatere din context și eu vreau să-l pun puțin în context. În orice țară, indiferent cât ar fi de dezvoltată, bugetul este, în sănătate este un lucru finit. Nimic infinit, nimic sac fără fund. Și atunci trebuie să-ți calculezi prioritățile. Orice dispozitiv care reprezintă o situație de urgență, aparat de oxigen, dispozitive fonatorii, sași de colostomie, sași de urostomie, s-au aprobat întotdeauna fără a exista o listă de așteptare. Pentru cele care nu au reprezentat o situație de urgență, s-au făcut liste de așteptare care trimestrial la sfârșitul trimestrului au fost analizate și în funcție de bugetul care a existat la sfârșitul trimestrului, s-a epuizat acea listă de așteptare. Sunt atât. Și nu sunt probleme ca alte dărți. De asta v-am întrebat. Nu, că este o listă din doar că am vrut să pun în context. Permite să pun în context. Sunt anumite tipuri de dispozitive medicale care nu suportă amânare. Nu putem pune orice lângă urgență. Bun, asta e adevărat. Da? Aici, acolo, când omul are nevoie de aparat de oxigen, acel om trebuie să respire și acum, ca și peste 6 luni. Deci vreți să ziceți că, în teorie, n-a fost niciodată o listă de acceptare pentru aparat urgență sau colostomie? Niciodată. Pentru proteze. Proteze erau, numai pe proteze. Puteți verifica, dacă găsiți o singură cerere pentru care nu s-a emis decizie în termen legal, atunci când vorbim de dispozitive ce necesită urgență, ce au la bază urgență, atunci eu îmi retrag cuvintele în public. Și erau chestiile astea de gen pacienții cu hepatita B care aveau nevoie de interferon. Știu că aveau nevoie de aprobare de la minister. Mai este aceeași procedură ca și atunci numai aprobările pentru anumite molecule prin comisii teritoriale sau comisii naționale au dispărut din 2015. Este caduc. Acum este terapie care costă undeva la 60.000 de euro pentru un pacient. Este pe cost volum rezultat.
Asta înseamnă că va fi decontat tratamentul dacă pacientul s-a vindecat. Da? Da. Să la chestia asta să fie tratament pentru orice, ar fi o minune. Da. Mai am eu o întrebare. În privința concediilor medicale, că tot am discutat și la cealaltă întâlnire, de când, de la ultima întâlnire și până în prezent, ați simțit din nou creșterea numărului de concedii medicale în județul nostru, vorbind de o stagnare, s-au mai liniștit apele sau crășenii pleacă din nou? Nu mai suntem la nivelul de prescriere la care am fost în anii trecuți. Da. Cred că încă este loc la a discerne mai bine emiterea certificatului de incapacitate temporară de muncă, dar medicul până la urmă este suveran și răspunde pe actul medical pe care îl prestează și pe modul cum finalizează acel act medical. Știu că ați verificat anumite concedii medicale, ați găsit și oameni care și-au luat în ghilimele, că n-aveau nevoie, poate, în astfel de concediu. Bănuiesc că au fost și astfel de cazuri în județul nostru. Nu vorbim de situații în care s-a dat concediu medical și nu avea dreptul la concediu medical, ci mai degrabă vorbim de greșeli procedurale. Vicii de procedură. Exact, care sunt prinse în legislație și... Se taxează. Deci cu toată părerea de rău, eu am folosit întotdeauna un exemplu așa, mai mult sau mai puțin forțat. Nu toți sunt șoferi profesioniști, unii dintre noi sunt șoferi de plăcere. Dacă ai avut plăcerea să-ți conduci mașina, acolo te-ai angajat să înveți legislația. La fel este și aici. Suntem medici de plăcere. Dar când prescriem rețeta în relația contractuală cu casa, când dumneavoastră doriți să o prescrieți în afara relației contractuale cu casa, este decizia dumneavoastră, așa, ați hotărât sub volo. Aici, am mai dat eu un exemplu, la casă, dacă s-a hotărât de la 10 la 12 se facă rămiți rotunde, trebuie să le facem rotunde. Nici nu avem posibilitatea de a merge efectiv în control. La un dat era această posibilitate, însă nu mai avem. Deci, practic, așa pe românește, dacă medicul acordă un concediu medical și omul pleacă la fân, da? A fost de fân, noi îl vedem și nu putem să facem nimic. Problema cea mai mare este că noi îl vedem mult post-factum. Da. Dar omul poate să și fie, deci dacă ești medical și chiar ai nevoie, poate că... Poți să meargă la fără. Poți să faci, poate că ești capabil să faci ceva.